aia nu mai e. E treaba fiscului, e treaba ăstor. Asta a spus Piperea. Bine, mergem la următoarea bombă, să vă placă asta. Următoarea să nu mă pune să comentez ceva ce nu știu. Și n-am pregătire. Ați auzit de dosarul de Black Cube? Am auzit. Ați auzit de dosarul de spionaj, la ce se fac? Cu spioni și mă pricep și la spioni. Păi, na, să vă spun ceva. Știți că doamna Chioveși a fost audiată de procurorii Dicot? Când? Acum, downtown, ieri. Pentru spioni? Pentru spioni. Știți că și Coldea a fost audiat pentru spioni? Știați? Nu știați. Pe o martie. Aflu și eu ca știți telespectatori. Și domnul Herzic, șeful SRI, a fost audiat de procurorii Dicot? Păi cine a mai rămas să mai fie audiat? Președintele? Paponțu de la SPP, dar ăsta nu l-au chemat. Păi ce problemă să aibă domnul? Păi i-au odiat, dar nu problema e asta, știrea e alta. Care știrea? Știrea este alta. Știrea că s-au făcut audieri pe Muțește. În momentul în care DNA și Dicotul îl cercetează pe Adrian Dulescu, cine a făcut aceste cercetări? Secretar de stat, ascultă, nu, dar spune-mi cine a făcut aceste cercetări. Păi e un dosar. Cine le-a făcut? Cercetările. Dicotul. Dicotul. Păi da. DNA-ul nu a arestat-o pe doamna de la Dicot, acum Dicotul a arestat-o pe doamna de la da, DNA. Nu puteți pe s-a finalizat. Aia e de-a joaca? Păi da. Da, da. Nu, păi stați. Prima știre. E că s-a făcut pe Muțește. În momentul când Adrian Rădulescu, secretar de stat, au de la Dicot. Televiziune, am fost audiat, dar n-a fost nicio televiziune. Aha, păi la dumneavoastră, nu? Da, pe alții ați văzut cu... Depinde în ce caz te audiază. Șef, păi dacă îmi chem la audier pe șeful SRI... Păi da, șeful SRI e important? Este, dar nu e de publicitate, nu trebuie făcut public. Șef al DNA e important? De acord. A? Dar nu trebuie... Au respectat-o Coldea e important, stați puțin... Toți sunt importanți, dar voi vreți iar cu zurgălăi, tărălăi? Păi cu zurgălăi, așa dacă vă respecte o procedură și atât. Au respectat, i-au chemat, i-au uitat, dar nu știu televiziunile. Că mai e o șmecherie aici. Nu mai știu. Băi, aia este. În urmă cu câteva zile, domnul Horodniceanu de la Dicot, adică Big Chef de la Dicot, a aflat cu stupoare... Că a fost urmărit de nu știu ce. Că are un dosar la DNA. A, și-a făcut și el unul la DNA. Păc, și acum a chemat-o pe doamna Chioveși. În ciuda faptului că Daniel Dragomir, fostul colonel serii care a spart buboiul cu toată chestia asta, tot s-a plâns de ceva timp, doamne, dar numai pe mine mi-au dat control judiciar, adică numai eu și nu știu ce, că am băgat așa, și el așa, și el așa. Dar el n-a fost implicat în nimic? Doar Dragomir. Dragomir a fost implicat? Da, dar el a vorbit și de Pahonțu, a vorbit și de Chioveși, a vorbit și de Hernic, a vorbit și de Coldea, mă, până acum nu i-au chemat. Păi dacă el a fost... Când a aflat Horodniceanu, care are dosar la DNA, hop, i-a chemat, dar tu un pic pe Muțește, că hai să mai dă și noi la pace, nu? Sau cum? Cum vine asta, domnul? E o știre de presă, da? Și iar mă pui să comentez. Nu sunt șef la spioni. Și n-am fost. Deci eu observ că noi întotdeauna avem pâine și circ. Dar acum avem mult mai mult circ, decât pâine. Da. Noi știm să vorbim despre pâine, nu despre circ. La circul ăsta dăm și pâine. Păi, dar nu, că nu, știi ce se întâmplă? Când e, până la urmă putem să discutăm și generic. Când e bâja, da? Când ne deranjează subiectul, păi nu mai răspundem la telefoane. Nu, a, noi ce-am răspuns. Nu mai existăm. Noi ce-am răspuns. Păi nu, eu vorbesc de băieții și fetele implicate astea. Răspunem. Ca și cum nu mai existăm. Șeful ANAF. Sunăm. Bă, nu. Nu răspundem la telefon. Încercăm pe la ministrul de finanțe, pe la asta, să aflăm și noi cu banii, cu aia, cu realitatea. Nimic. Ioc. Nu răspunde nimeni. Îl sunăm pe dumneavoastră ăsta, pe Dragomir, pe colonelul Serin. Băi, nu mai răspunde nici ăsta, da? Încercăm să sunăm la personajele implicate. Primim doar un comunicat sec de la purtătorul de cuvânt al Serin, care și confirmă, da, că domnul Helvic a fost audiat. Păi... În calitate de ce audiat? Că de asta șef? Păi nu, la Serin. Că sunt mai multe, calități. Martor. Martor, vede? Da. Martor. Cum a... Dacă dumneavoastră ați avea o invitată aici pe doamna Codruța, Chioveși, să vă vorbească despre agricultură și de ce se fac, de ce nu se face lapte, care e problema de porci. Să știți că ar putea. S-ar băga în chestia eu asta? Eu cred că se și pricepe. Păi, eu felicit. Eu nu mă pricep nici la șpioni, nici la cum facem dosare unii la alții. Dar la fotbal vă pricepe, să trebuie să priceapă toată lumea. La fotbal mă pricep, imediat. Mă pricep când vreți o